De astăzi a început la Iași Festivalul Național de Folclor Constantin Arvinte, ediția a doua. În sala Henri Coandă a Palatului Culturii din Iași, mari personalități ale muzicii românești au participat la un simpozion încărcat de emoție, în care au fost rememorate câteva dintre paginile de aur scrise de regretatul maestru Constantin Arvinte. Mâine, de la ora 18, în grădina Palace din Iași, are loc primul spectacol din cadrul festivalului, la care participă mari nume ale folclorului românesc. Iașiul devine în aceste zile capitala folclorului românesc. Festivalul ce poartă numele lui Constantin Arvinte a debutat cu un important simpozion în care mari personalități ale muzicii românești au evocat viața și creația maestrului care a decedat în acest an. Ediție care ar fi trebuit să se desfășoare anul trecut și o ediție care ar fi trebuit să se desfășoare cu maestrul Constantin Arvinte printre noi. Din păcate, maestrul a plecat anul acesta, din fericire reușim anul acesta să ne întâlnim pentru a aduce în atenția iubitorilor muzicii folclorice și nu numai, creația artistică a maestrului Arvinte, viața maestrului Constantin Arvinte, dar și dorința celor care iubesc muzica de a promova creația maestrului Arvinte. Manifestarea va reuni renumitele ansambluri folclorice profesioniste, Baladele Deltei din Tulcea, Doina Covurului din Galați, Dor Românesc din Bistrița, Izvoare Dobrogene din Constanța, Transilvania din Baia Mare, Constantin Arvinte din Iași, precum și orchestrele Rapsodia Vasluiului și Rapsozii Botoșanilor, care vor susține spectacole în grădina Palace. Îi felicit pe această cale pe toți cei care fac din acest ansamblu o imagine atât de fidelă a folclorului județului nostru și vreau pe această cale să-i mulțumesc managerului și coregrafului Petre Șușu și prin dumnealui întregului colectiv de la ansamblul Constantin Arvinte. Un moment special al festivalului va fi interpretat de soprana Rodica Anghelescu. Constantin Arvinte este moldovean, este ișan, dar este unul dintre compozitorii intrați în panoplia valorilor naționale și trebuie prețuit ca atare. Așadar, fiți încuvințați că departamentele Operei Naționale Române din Iași, în perioada următoare, vor lua în studiu aceste partituri și vom găsi contextul potrivit pentru a le pune în scenă. Evenimentul va avea parte și de invitații speciali, nume mare din folclorul românesc, soliștii Laura Lavric, Gheorghe Turda, Doinița și Ionuț Dolănescu, Matilda Pascal, Cojocărița și Ștefan Cigu, precum și violonistul Marinică Botea.